Debut perfect pentru Rare și Lee în Serie A. 3 meciuri, 2 goluri și deja este unul dintre cei mai importanti jucători pentru AC Milan. Iar astăzi ne așteaptă și debutul în grupele Champions League. Mergem pe Camp Nou, acolo unde vom întâlni Barcelona lui Xavi. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de cu Rare și Lie. Debut foarte, foarte interesant de sezon. Reușește Rare și Lie să marcheze deja 2 goluri în primele 3 partide pentru AC Milan, dar și mai important, reușește 2 duble la națională și ajută naționala să se califice la următorul european. Am început foarte dificil, n-am reușit să marcăm în primul meci în tricoul Milanului. Am reușit să ne impunem însă doar cu 1-0 cu Fiorentina. Vine și primul gol marcat de Rare și Lie în deplasarea de la Parma în poarta lui Gianluigi Buffon. Marcăm 2 duble decisive la națională în Austria și acasă cu Croația și calificăm România la campionatul european. Iar ultima partidă s-a încheiat 2-0, primul gol pentru Rare și Lie pe San Siro și avem un moral foarte, foarte important în acest moment pentru că astăzi ne așteaptă meciuri foarte importante. Mergem la Barcelona pentru a debuta în grupa de Champions League. După avem în deplasare pe Meazza cu Inter, derby local. Avem acasă cu Atalanta, în deplasare cu AS Roma și acasă cu Borussia Mönchengladbach. 5 meciuri foarte dificile, mai ales că nu vom putea sta foarte, foarte mult pe teren. Trebuie să ieșim cât mai repede pentru a fi sigur că vom juca în toate cele 5 partide de astăzi. Mergem pe Camp Nou, Ter Stegen în poartă cu Kunde, Christensen, Araujo și Robertson în defensivă, Kessié, McKenny, Pedri la mijloc, Rafinha dreapta, Torres stânga și Robert Lewandowski în atac. Noi intrăm cu 4-2-3-1, Manian în poartă, Walker și Shaw în benzi, Kjaer cu Saliba în centru, Tonali cu Rice la mijloc, Mesias, Adli și Rare și în stânga, iar în atac se află acolo Correa. Hai să mergem pe Camp Nou. Un prim meci foarte, foarte important al acestui început de sezon. Ne deplasăm pe Camp Nou și ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. Rare și Lie este acolo titular și sperăm noi să ajutăm echipa cât mai mult. Sperăm noi să obținem un prim rezultat pozitiv în această grupă de Champions League care se anunță una foarte, foarte echilibrată. Trebuie să plecăm cu dreptul, trebuie să țintim clar prima poziție în această grupă de Champions League. Este foarte important să terminăm pe prima poziție și putem face acest lucru numai dacă plecăm cu dreptul și vom scoate un rezultat pozitiv la această partidă. Un prim meci important pentru Rare și Lie, trebuie să încercăm să ajutăm echipa pe faza ofensivă și să aducem un plus acolo cu un gol sau cu asist. Hai să ne concentrăm! Declan Rice întoarce pentru Rareș. Rareș încearcă aici o accelerare, însă e blocat acolo de Jules Koundé, reușește să-l scoată din joc, Rare și Lee accelerează, Rare și pătrunde zbravața de pedeapsă, vine Rafinha și blochează. Margine cu Rare și la drumul aici Rare și Lee ține de minge. Rare și intră în zona centrală, îl găsește acolo pe Corea, reprimește pe Rare și Rare și să încercăm poarta. Atent să trește Ter Stegen, șut slăbuț. Găsește pas acolo pentru Jules Koundé. Rafinha, excelent, Luke Shaw recuperează. Rare și Lie are spațiu foarte bun în bandă. Rare și Lie are 2 metri fața lui Jules Koundé. Rare și Lie pătrunde. Rare și Rare și scoate însă Ter Stegen. De ce a dat cu stângul? N-am înțeles aici. Reprimește Rareș. Rareș încearcă cu exteriorul, dar din nou șut slab. Ce ocazii. Se termină prima repriză pe Camp Nou, ocazie imensă ratată de Rare și Lie, 1-1 cu Ter Stegen. Ce vrei mai mult de atât? Nu înțeleg de ce a dat cu stângul acolo, i-a venit mingea un pic pe stângul și în loc să se lase cu dreptul la colțul lung, a dat cu stângul și a scos Ter Stegen, ocazie imensă și din păcate intră la cabinet doar cu 0-0. Și să recuperăm acolo Adli pentru Rareș, dar nu avem pe unde. Încercăm să ieșim în lateral, Rareș și Lie. Poate aici de Jules Koundé. Mesias pentru Rareș.
Intră în zona centrală rare și încearcă un șut la colțul lung peste poarta lui Ter Stegen, însă dacă nu profiți de situațiile astea, greu să marchezi pe Camp Nou, greu să marchezi cu Barcelona, mai ales că suntem dominați total. Pedri, Tonali reușește acolo să recupereze. Rareșili are prin planul Rareșili, accelerează Lare. Rareș rămâne 1 la 1. Rareș, Rareș! Du-te, mă, că nu se poate așa ceva aici de nou. A doua ocazie, 1 la 1 cu Ter Stegen, nu reușim să-l învingem. Primește Rareșili. Rareș încearcă șutul de la distanță, e blocat însă. Corea, foarte bună pasă asta pentru Rareș. Rareș intră în zona centrală. Rareș însă blocat. Reușim să recuperăm din nou. Rareș îl ia la mână aici pe Cunde, dar e blocat de fundașul Barcelonei. Și să recuperăm și Rareș Lee are o nouă șansă aici. Rareș vine, Kessié și îl blochează. Intră în zona centrală. Rareș de drumul acolo cu Rafael Leao. Reprimește Rareș și Ter Stegen mai prinde încă un șut. Reușește Tonali să recupereze. Saliba din prima, Rareș și Lie. Foarte bună acțiunea. Rafael Leao scoate la margine cu Sandro Tonali. Sandro Tonali pătrunde. Tonali în centru pentru Rareș. Rareș la colțul lung și Ter Stegen este de neînvins astăzi. E incredibil acest portar. Degeaba am tot încercat, noi am avut situații foarte bune, dar n-ai ce să faci, n-ai ce să faci dacă dai de un portar cu asemenea calitate. Primește din nou Rareșili. Rareș încearcă cu stângul, de data asta prea tare și se duce peste. Și să recuperăm din nou foarte sus, Tiau pentru Lazetici. Mai departe, da! Ce m-a luat pe sus acolo, ești nebun. Rareș rămâne în posesie aici. Rareș reușește să paseze cu Rafael Leao. Mai departe, Rareș! Nu cred așa ceva, ce ocazie! Data asta am zis să dau un forță la colțul lung și nu mai prind poarta de data asta, ce crezi? Saliba găsește pasa pentru Rareș și ai fluierat penibil aici când puteam să dau și o pasă de genul de Corea. 0-0 pe Camp Nou, am zis că voi juca o repriză, dar n-am putut, pentru că a fost un meci foarte dificil, a fost un meci care a fost dominați și am încercat să trag cât mai mult de Rareșilie. Ne ceartă aici maniac, recunosc, e vina noastră, n-ai ce să faci, am fost dominați, am avut câteva ocazii în repriza a doua prin Rareșilie, dar Ter Stegen a fost invincibil astăzi și din păcate nu marcăm pe Camp Nou, nu marcăm la debutul în grupele Champions League. Un pic de supărare în vestiar, doar un egal cu Barcelona. Rareșili își reproșează, probabil și colegii ne reproșează. Vedem Sandro Tonali nemulțumit aici. Corea, zice și el, da, e vina mea. Rareșili recunoaște și el, într-adevăr, am ratat, n-a fost ziua mea astăzi, dar mă revanșez data viitoare. Debut foarte, foarte dificil în Champions League și vedem aici missed chances cost Milan in Barca deadlock. Rareșili acolo în prim-plan. E clar, vina este a noastră, ne asumăm, am ratat ocazii foarte, foarte mari. Revenim în Serie A, e bine că suntem refăcuți din vedere fizic, jucăm cu Inter, care și a jucat în Champions League. Onana în poartă, Fernandez, Bastoni, Skriniar, Brozo, Müller, Barella la mijloc, Dumfries, Barnes în benzi, în Cucu și Edin Dzeko în atac. Arată foarte bine Interul. Așteaptă din nou un meci foarte, foarte dificil. Hai să mergem la derby de la Madonina. Derby de la Madonina. Un prim episod dintre duelul între Milan și Inter. Un prim episod care se anunță foarte, foarte interesant, în special pentru că Rareșili este anunțat titular și trebuie să-și ia revanșa după meciul cu Barcelona din deplasare, unde n-a reușit să-l învingă pe Ter Stegen, având ocazii foarte, foarte mari. A meciului numărul 4 pe San Siro se joacă Giuseppe Meazza, pentru că este
Heat, considerată ca echipă gazdă la această partidă. Hai să vedem, poate reușim să ne revanșăm, pentru că, din păcate, n-am reușit să marcăm în primul meci de astăzi. Țeco în duel acolo cu Rareș, reușește Rareș să-i fure acea minge. Rareș avansează, vine însă un fundaș și îl blochează. Rareș reușește să treacă, Rareș pătrunde. Rareș vine foarte bine Nacho și blochează acolo. Mesias pentru Rareș. Intră în zona centrală, încearcă un șut. Oh, ce execuție! Rareș Ilie îl învinge pe Onana la prima încercare, la primul șut. De ce nu ne-a intrat și cu Barcelona pe șutul ăsta? Cât de frumos își așează aici Rareș Ilie, ce drept, nici adversarul nu pune presiune pe noi, are timp să-și așeze această minge, Onana n-are reacție și este 1-0 pentru AC Milan. Ce execuție frumoasă are Rareș Ilie în derby de la Madolina, derby de la Madonina, Madolina. 1-0 pentru AC Milan, 1-0 pentru Diavolii Roșii. Mesias, trece acolo Mesias, mai departe Corea. Corea însă găsește pasa până la urmă pentru Rareș. Corea pentru Rareș, dar Onana are o intervenție senzațională de data asta, la șutul cu stânga lui Rareș. Cercăm din nou aceeași fază, primește din nou Rareș. Rareș în zona centrală de data asta, însă prea puternic. Se începe peste poarta lui Onana. Am grăbit aici, din păcate n-am mai avut timp să ne așezăm foarte bine această minge și se vede și șutul este mult mai slab. Scoate la margine cu Dumfries. Rozo reușim să recuperăm. Rareș Ilie accelerează acolo și trece de pe a desfăra. Da, mai departe. Da, Rareș. Rareș! Oh, ce transversal! Ce gol frumos ar fi fost și acesta, însă se opune bara. Și se termină prima repriză. Păcat, păcat că nu profităm aici. Era frumos să se fi făcut 2-0 înainte de pauză prin dubla lui Rareș, însă îl lovim doar transversală și trebuie să ne mulțumim doar cu un gol. Un prim derby de la Madonina pentru Rareș Ilie, un prim gol. Trebuie să mai jucăm pentru că, de păcate, scorul este foarte strâns. Asta unii mai departe reușim să recuperăm Rareș. N-are culoare de pasă și trimite mai bine pe înapoi. Mai sigur, primește Rareș Ilie între linii. Rareș accelerează. Rareș! Ce execuție bună, dar se întinde din nou. Onana! Tonali pentru Rareș. Rareș intră în zona centrală. Rareș cu exteriorul blocat, însă le primește acum Rareș de la Corea. Rareș! Ce șut bun! Onana prinde acea minge. Minge lungă pentru Rareș. Rareș deviază acolo pentru Corea. Adli. Pasă foarte bună pentru Rareș. La margine. Rareș intră zona centrală, dar m-a grăbit și șutul este penibil. De ce m-am grăbit aici? Aveam un culoar foarte, foarte bun. Tot încerc cu cărf. Nu-mi iese. Iese Rareș, din nou l-a primit. Primește acolo pe 16 metri. Rareș își deschide unghiul. Mai mult spre exterior. Prinde una. Centrare în zona primei pări. Maniani acolo. Dă-mi o Maniane, tată! Dă-mi o Maniane! Doamne, cât a așteptat, bă, băiatule, și tot nu mi-a dat-o. Dumfries pentru Raspadori. Raspadori intră în zona centrală și Corea egalează minutul 87 pentru că e penibil Manian. În loc să-mi o dea mie, o arunc aiurea direct la adversar. Cât ești de penibil, băi, Maniane, mă. La sărbătoare pentru Inter zici că a luat campionatul, așa se bucură. Reușești să marchezi minutul 87 când ești dominat total de adversari. Am avut ocazii imense de a marca un 2. N-am făcut-o și până la urmă se face 1-1. Cât de simplu era Corea acolo. Și un nou corner pentru Inter.
intrare în zona primei bări, reușim să câștigăm duelul la cap. Hai să vedem dacă mai avem timp de o contră. Nu, cum să fluieri, mă, penibilule, finalul, că mă duceam până în poartă, ești nebun. Să termină 1-1. Tot mie îmi reproșez, băi, maniale, tată, ce-mi spui? Că am dat un eurogol aici, nebun. Nu s-a putut mai mult, asta e, ce să faci. Din păcate, doar 1-1 cu Inter. Din nou supărări în vestiar. N-avem ce să explicăm. De data asta am dominat total de la început până la sfârșit. Nu își explică Rareș cum am reușit să pierdem două puncte la această partidă. Am avut ocazii foarte multe, n-a intrat să mingem în poartă și doar 1-1 în derby de la Madonina. Urât, două meciuri, doar două egaluri din păcate astăzi. Da, nu e pe ce trebuie. Suferim foarte, foarte mult. Vedem, nici echipa nu este la un nivel foarte mare și totul se bazează pe Rareșilie, în special acolo când vine vorba de atac. Echipa stă doar în Rareșilie. Corea este foarte slab, Mesias nu mai zic. Nu înțeleg de ce nu se joacă cu Rafael Leao, măcar în spatele lui Corea sau în dreapta, oriunde, nu mai să joci cu el. Din păcate, îl ținem pe bancă și suferim foarte, foarte tare. 3-4-1-2, Atalanta, Gurini, Demiral, Toloi, Smalling, Mele, Miranciuk, McTominay, Lukman, Pasaric, Bamford și Kramaric. Toate echipele s-au mișcat foarte, foarte bine pe piața transferurilor și arată mult, mult mai bine. Hai să vedem, poate a treia poare este cu noroc și reușim să scoatem și noi o victorie. Venim pe San Siro, jucăm acasă cu Atalanta și trebuie neapărat să scoatem o victorie. Am avut două deplasări astăzi, am început cu două deplasări foarte dificile, deplasare la Barcelona Champions League, deplasare la vecinii de la Inter și rezultatele au fost destul de slăbuțe, trebuie să recunosc. Dacă la meciul cu Barcelona până la urmă ne-a convenit un egal pentru că prima repriză a fost ușor dominată de Barcelona, dacă și așa am avut ocazii mult mai mari câștiga. La meciul cu Inter nu avem nicio scuză, până la urmă a existat o singură echipă pe teren și aceea a fost echipa noastră, dar din păcate Inter nu a egalat pe final de meci. Hai să ne concentrăm, hai să scoatem prima victorie de astăzi. Foarte bună pasa lui Adli pentru Rareșilie. Rareșilie trece acolo foarte ușor. Rareș, ce s-a întâmplat? Băi, Toloi, tată, te-ai pus în fața mea și n-am putut să trec. Colini. Greșește acolo Colini, reușim să recuperăm. Adli mai departe pentru Rareșilie. Și începem din nou perfect. Un nou gol marcat foarte rapid. Minutul 8 de data asta. Greșeală mare în defensiva celor de la Atalanta. Și luăm cu ambele mâini această ocazie, nu mai ratăm, reușim să marcăm la prima ocazie. Totul pleacă aici, Rareș pune piciorul acolo, Adli de mai departe și după șutul este perfect, aproape de plasa laterală și Rareș marchează un nou gol în Serie A, 1-0 pentru AC Milan. Pasă pentru Mele, mai departe Bamford, mai departe pentru Kramaric și este 1-1. Absolut penibilă defensiva noastră. Hai, ce să-mi explici, bă, uite, știu cu Tagaura e zona centrală, iar după Manian n-are ce să facă pentru că șutul este perfect. Revine Atalanta imediat în partidă și din păcate nu putem să ieșim mai devreme de pauză. Vedem, poate reușim să mai marcăm până în pauză. Marbiza, cât de repede a trecut. Păcat că începem perfect, reușim să majorăm scorul și reușește Atalanta să revină pe tabelă, e 1-1 la pauză, trebuie să majorăm măcar 15 minute, să încercăm măcar să marcăm golul 2. Scoate la margine cu Rareș, Lukshow, Tonali, reprimește Rareș. Rareș e 1-1 aici și îl ia la mână, da! Haideți, băi, Adli, băi, Corea, bă, cât de bine a scos Rareș acolo, dar finalizarea este penibilă. Mesias pentru Rareș, Rareș intră în zona centrală, Golini, atent și prinde. Corea, pasă pentru Rareș, Rareș pătrunde,
Are și intră în zona centrală și Golini are o intervenție senzațională. Dacă îl vedem pe Peter Stegen, cât de bine se tinde aici Golini la acest șut care se ducea superb și rămâne unul la unul. Iese din nou Rareș, l-a primit. Rareș intră în zona centrală. Rareș, un nou șut bun. Golini din nou e atent. Pasă pentru Rareș. Rareș iese în exterior și e blocat, însă revine tot Rareș și câștigă acea minge. Tonali în adâncime pentru Adli. De data asta pe Golini nu mai intervine. Prietene, dacă șutam eu, te aruncai și în gât. Mă bucur, am de ce să mint, mă bucur. E 2-1 pentru Milan, dar îmi place. Nu-mi place când văd că portarul advers a orice șut al meu sare din bară în bară. E aici la șutul ăsta al lui Adli, la șut simplu, e un șut foarte periculos, să nu e un șut foarte greu de scos, dar Golini nu mai are reacție de data asta și pentru AC Milan, e pentru echipa mea, nu știu de ce nu mă bucur. Minge lungă pentru Rareș și să câștigăm duelul la cap. Rafael Leao cu Rebic reprimește Rareș. Rareș intră supravața de pedeapsă. Ce intervenție are aici Chris Smalling și exact că mă pregăteam de șut. Rareș trece acolo, Rareș blocat însă din nou. Rebic pentru Rareș. Care își face mingea pe dreptul și din nou Golini este senzațional. N-a fost să fie, dat câte șuturi, câte ocazii, din păcate nu reușim să mai marcăm. Ieșim până la urmă momentul 87, din nou am zis că nu stau foarte, foarte mult și am stat aproape tot meciul. A se termină 3-2, reușisem să mai marcăm, am marcat Vlahović și se termină 3-2, am marcat și Boga, două goluri în minutul 89, foarte interesant. Bun, reușim să câștigăm și rămânem acolo pe prima poziție, avem un punct peste Juve și Monza, 3 peste AS Roma, echipă cu pe care o întâlnim în această etapă. Mergem la Roma în deplasare pentru a juca cu trupa lui Jose Mourinho, Patricio în poartă, Maguire, Hermoso, Lenormand, Perez, Pellegrini, Cáceres, Spinazzola, Dybala, Jimenez și Abraham. Ce atac, ușor obosit, rare și le, dar poate duce 70 de minute fără probleme. Deplasare pe Olimpico din Roma, o deplasare foarte dificilă, un derby de clasament, un derby important, trebuie neapărat să câștigăm pentru a rămâne acolo pe prima poziție. Am văzut, putem avea probleme dacă nu reușim să marcăm, ce drept dăm de portari incredibil în acest episod. Și probabil din cauza acestui lucru Rareș nu are mai multe goluri înscrise astăzi. Hai să ne concentrăm la această partidă cu AS Roma. Acolo și blochează Spinazzola. Lia pentru Rareș. Rareș se întoarce și caută poarta. Prea tare. Câteodată e prea tare, câteodată e prea încet. Nu mai știu cum să mă dau de data asta. Am avut timp suficient să ne așezăm acest șut, însă îl trimitem prea puternic. Iese foarte bine Luke Shaw din defensivă. Are și Lie, reușește acolo să rămână în posesie. Dă drumul mai departe cu Luke Shaw. Corea în adâncime pentru Luke Shaw. Luke Shaw pentru Rareș. Rareș, de ce mă grăbesc? Doamne, doamne, ce ocazie ratez. Nu pot să cred așa ceva. De ce m-am grăbit aici? Avem timp să ne așez mai bine. Asta pentru Raul Jimenez. Jimenez blocat acolo. Luke Shaw, Corea. Adli din prima pentru Rareș și are spațiu foarte bun Rareș și Lie. Pătrunde Rareș, Rareș, Rareș! Din nou blocat de portar, data asta de Rui Patricio. Nu reușit să marchez în situațiile astea de 1 la 1, nu pot să cred. Iese din nou Rareș, l-a primit din nou Spinazzola, se zbate acolo și câștigă acea mici. Reprimește Rareș. Rareș încearcă cu stângul și fluieră acea minge pe lângă vinclul lui Rui Patricio. Cât de aproape se duce și această minge. Părea bătut Rui Patricio, dar are noroc. A lovit și bara. Fu, ce ocazie aici.
Rui Patricio, vine Tonali și blochează, primește Rareș Ilie. Rareș de drum la col, Rareș primește, Rareș! Haide bă, din nou Rui Patricio scoate și șutul ăsta. Cât de bine combinăm aici cu Adli pe zona centrală, dar după șutul este slăbuț și scoate Rui. Dă drumul mai departe cu Lorenzo Pellegrini. Și este și o să blocheze, sare mingea la Jimenez, Pellegrini și să blocăm până la urmă Tonali pentru Rareș, Corea. Corea înapoi cu Rareș Ilie și are spațiu bun aici în bandă. Rareș Ilie intră în zona centrală. Rareș, Rareș, Rareș! De data asta nu mai ratăm și 1-0 pentru 46. Foarte bună pătrundere aici în banda stângă. A venit acolo să blocheze un băiat însă Rareș rămâne pe picioare. Rezervă la colțul lung din gleznă și Rui Patricio nu are ce face de data asta. 1-0 pentru Milan pe Olimpico. Bun! Da, reușim să marcăm exact înainte de pauză, la ultima fază. Foarte bun contraatacul Rareș Ilie, după foarte multe ocazii ratate în această repriză, reușește să deschidă scorul până la urmă și să facă diferența. De-aia suntem trimiși în teren să facem diferența. Inter era 1-1 la pauză. Nu ne interesează ce face Interul. Hai să câștigăm noi partida asta. Dybala. Raul Jimenez, foarte bun, Luke Shaw recuperează, Luke Shaw reprimește de la Rareș, dă-mi-o, da, Rareș Ilie 1 la 1, Rareș, 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 prins din urmă și nu știu, am știu ce să fac. Ce ocazie am ratat, am așteptat să vină acolo cineva să paseze, după am vrut să finalizez și m-am luat pe sus Maguire din nou. Rareș. Intră în zona centrală, găsește pasa cu Declan Rice, Tonali. Pasează greșit însă Luke Shaw. Și s-a terminat, am jucat din nou toată partida pentru că Roma rămăsese cu 1 minus, dar n-am mai reușit să mai marchez. Penibili, absolut penibili, defensivă foarte, foarte slabă. Până la urmă, Rareș Ilie face diferența, aduce 3 puncte de pe Olimpico. Vedem ce transferuri a reușit Roma cu Ansu Fati și mulți alții, în primul 11, care au venit la Roma să scoatem 3 puncte foarte, foarte importante. În ultimul meci de astăzi, jucăm în Champions League cu echipa care a pierdut cu Plzen. Foarte interesant acest lucru. Gladbach a pierdut cu Viktoria Plzen. Gladbach are câțiva jucători foarte interesanti, Thales, Magno, Paulinho, Hoffmann, Kone, Neuhaus, Scali. Arată destul de bine, Sommer în poartă. Nu înțeleg cum a reușit să piardă. Mă aștept la un meci foarte, foarte dificil. Hai să încercăm să facem diferența și să jucăm doar 40 de minute pentru că suntem deja foarte, foarte obosiți. Un nou meci în Champions League pentru Rareș Ilie, care a înscris 3 goluri în ultimele 3 partide. A, din păcate, în Champions League deocamdată nu am reușit să marcăm. Și e o oportunitate foarte, foarte bună pentru Rareș Ilie de a marca în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Vine Gladbach în vizită pe San Siro și sper eu să avem parte de un meci foarte, foarte bun. Sper eu să ajutăm din nou acolo pe faza ofensivă. Hai să ne concentrăm, hai să marcăm și să scoatem 3 puncte. Yes. Schimbă partea foarte bine cu Rareș. Rareș preia foarte bine, însă Joe Skelly se ține de el foarte bine. Întoarce pe Rareș. Rareș îl întoarce din nou pe Joe Skelly. Întoarce acolo pentru șutul blocat al lui Sandro Tonali. Rareș. Scoate la margine cu Luke Shaw. Tonali pentru Adli. Rareș intră în zona centrală, dă drumul acolo cu Corea. Corea însă întoarce mai departe pentru Rareș. Rareș! Haide, bă, ce ocazie ratată pentru 45. Primește Rareș de la Sandro Tonali. Rareș intră în zona centrală. Rareș Ilie! Ce gol! Ce gol! Are am înțeles aici, ia Zomăr pur și simplu, n-a putut să scoată șutul ăsta. A fost practic un șut dat așa la vrăjeală. Deschide scorul Rareș Ilie înainte de pauză. Exact înainte să ieșim de pe teren și acum.
putem să ieșim liniștiți, putem să mergem liniștiți. O primă repriză foarte slabă, n-am avut situații foarte, foarte mari, dar până la urmă Ian Zomer este bătut de șutul ăsta care nu este unul foarte, foarte important. Bună, de exemplu, în plasă, bună, de e 1-0 pentru AC Milan, nu? Da! Intrăm la cabine cu 1-0 prin golul marcat de Rareșilie și putem să cerem schimbare fără probleme. De data asta, cred că Rareșil ceartă pe Manian. Cred că se mai pune problema invers. Deși Manian, mai devreme, el a greșit la meciul ăla cu Inter. În vina lui am luat golul ăla pe final pentru că mi-a dat o mie să plecăm repede pe contraatac. Iese Rareșilie, intră Rafael Leao. Nu știu ce se fac acum, să-mi doresc mai multe goluri din partea noastră sau să aibă Rafael Leao un match slăbuț. Important e nu. Nu cred așa ceva. Iese Rareș și se alege praful. Deși pare că am dominat partida, din păcate Saliba a avut un meci foarte, foarte șters. 60% posesie, 9 șuturi, 4 ocazii pentru noi, 4 ocazii pentru ei și se termină 1-2. Rămânem cu un singur punct după primele două etape din grupa de Champions League. Ireal. E incredibil ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi vine să cred. Nu pot să cred ceea ce s-a întâmplat, cum am putut să pierdem partida aia după ce am condus. Episod foarte dificil, episod cu rezultate foarte, foarte slabe. Am început cu un 0-0 pe Camp Nou, după doar 1-1 cu Inter, meci pe care l-am dominat, dar am scos doar un punct. Ne impunem 3-2 cu Atalanta, 1-0 cu Roma și pierdem 1-2 cu Gladbach. Data viitoare avem cu Udinese acasă, avem două amicale la Națională cu Portugalia și Polonia, însă nu ne interesează. Vom juca cu Juventus, jucăm cu Victoria Plzen și sper să aducem și noi primele 3 puncte, că dacă nu suntem în pom și pom în aer. Și avem așa 1, 2, 3, a patra partidă va fi cu Genoa și terminăm în deplasare cu Monza, episodul de data viitoare. Foarte, foarte slăbuți, dar important este că suntem pe prima poziție în Serie A. Din păcate în Champions League suferim, dar sper eu să rezolvăm problema cât mai curând. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!